Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, ușor răgușit. Eu am făcut repetiții pentru Crăciunul care se apropie cu pași mari. Am repetat colinde. Dacă o fi să nu mergem cu colinda, nu-i nimic, ne colindăm între noi, membrii familiei. Acestea fiind spuse, sunt Adrian Simon, mă bucur că suntem din nou împreună. Astăzi îl avem ca invitat în studioul Capital TV pe primarul comunei Cerbăl, comună pe care o punem pe harta turistică cu ocazia acestei emisiuni, dar nu numai cu ocazia acestei emisiuni. Ea a început de vreo câțiva ani de zile să se așeze acolo, să se construiască, să înceapă să prindă rădăcini pe harta turistică a României. Și atunci îi spunem bună ziua, bun venit domnului Mircea Claudiu Costa, așa cum spuneam, primarul comunei Cerbăl. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Înainte de a intra în miezul problemelor, vreau să vă felicit și eu pe dumneavoastră pentru noul proiect media pe care îl desfășurați astăzi și am înțeles că de un an de zile sunteți în acest studio și vă desfășurați activitatea. Vă spun că îl urmăresc cu un deosebit interes și pentru asta vă felicit și vă stimez. Mulțumesc că apreciez, dar să știți că asta nu o să mă facă să fiu mai blând cu dumneavoastră în cadrul emisiunii. Apreciez. E bine că ne urmăriți pentru că, așa cum dumneavoastră ne urmăriți pe noi și noi vă urmărim pe dumneavoastră primarii, nu ca persoane fizice, vorba lui, nu pe persoană fizică, ci pentru a vedea ce activitate aveți. Dumneavoastră sunteți la finalul și în același timp la finalul unui mandat și la începutul unui alt mandat. Ați fost primar în comuna Cerbăl în ultimii 4 ani de zile și iată, ați câștigat la aceste alegeri locale încă un mandat, le-ați câștigat încrederea cetățenilor. Asta este foarte bine, dacă v-am ajuns la capitolul felicitări, hai să vă felicit și eu că ați reușit să câștigați un nou mandat, dar trebuie să vă spun că această încredere vă obligă, domnule Costa, vă obligă față de cetățenii care au pus ștampila pe noastră. Și vis-a-vis de lucrul ăsta vreau să vă întreb cum ați reușit, ce s-a întâmplat, ce ați făcut acolo, de ziceți dumneavoastră, credeți dumneavoastră, sau iată, au crezut și alegătorii noastre, electoratul din Cerbăl, că meritați, că ați meritat un nou mandat. Da, într-adevăr, pe această cale țin și să le mulțumesc locuitorilor comunei Cerbăl și nu numai, ci și a prietenilor comunei Cerbăl, pentru că întotdeauna au fost alături de mine și m-au încurajat să merg mai departe. Ei au fost cei care mi-au dat puterea de muncă necesară pentru a implementa proiectele comunei Cerbăl. Să spun așa, obiectivul meu principal pentru care am candidat în anul 2016 a fost acela de a pune comuna Cerbăl și nu numai, și întreg Ținutul Pădurenilor pe harta turistică a zonei și de ce nu a României. Ok. Ca să lămurim lucrurile, ați spus Ținutul Pădurenilor. Ținutul Pădurenilor are mai multe comune. E Cerbălu, Sunt 10 comune. Deci Ținutul Cerbăl e format din 10 comune. Am înțeles. Fiecare cu specificul ei sau având o încrengătură de tradiții și obiceiuri și fiind despărțite doar administrativ, ca să zic așa. Sunt mici deosebiri, deci chiar mici deosebiri între obiceiurile și tradițiile dintr-o comună în cealaltă. Pentru că poți fi pădurean de la Cerbăl sau poți fi pădurean de la Lelese sau poți fi pădurean de la... Nu există deosebire, nu. Sunteți pădureni. Da, suntem pădureni cu toții și suntem mândri de... Da, am observat pădureni. Că există o mândrie a pădurenilor pentru apartenența la acele locuri. Bun, spuneați că ați candidat pentru a reuși să puneți Cerbălul respectiv, Ținutul Pădurenilor pe harta României, pe harta turistică, nu că n-ar fi fost pe harta României. Exact. Dar din câte mi-aduc eu aminte, eu am mai avut un fotoliu cu dumneavoastră, dar în urmă cu multă vreme. Da, dacă nu mă înșel, în urmă cu 3 ani. Bun, acum 3 ani când am fost în Ținutul Pădurenilor, în acel ținut al pădurenilor de la comuna Cerbăl, am mers ceva cu mașina din Hunedoara, din municipiul Hunedoara și până la noastră,
o sumedenie de curbe, o sumedenie de viraje și așa mai departe, undeva în vârful unui deal, aveați nevoie de drumuri atunci, de șosele, de căminul cultural exact. Arăta cum arăta. Chiar v-am întrebat atunci, ce ți-a trebuit, dumneavoastră, și primar aici, la Cucuieții din deal, parcă așa m-am exprimat, ceva de genul ăsta. Exact, exact. Dar între timp înfățișarea comunei s-a schimbat. Este complet diferită de ceea ce ați găsit atunci în acum 3 ani de zile când ați fost la noi. După cum v-am spus, ca să ating acel obiectiv, a trebuit să încerc să lucrez etapizat. Bineînțeles că nu puteam să aduc oameni, să turiști într-o zonă care drumurile erau dezastruoase, erau cu noroi, cu praf. Am depus proiecte pentru a reface infrastructura rutieră și mai ales în drumurile principale care legau satele între ele. De satele comunei. Exact. Câte sate aveți? 8 sate. 8. 8 sate. Și o populație de aproximativ? O populație de aproximativ 400 de locuitori. Deci nu sunt foarte mulți, dar sunt foarte răsfirați. Răsfirate. Ca să spun așa. Avem o suprafață foarte mare în comună, aproximativ 15.000 de kilometri. Populația comunei cum e îmbătrânită? E în mare parte îmbătrânită, 80% e îmbătrânită populația. Tinerii au plecat de acolo. Da, din păcate au plecat cu toți, muncesc în zona Hunedoara, Deva. Da, s-au mai acolo, și întors dintre acolo, ei? Nu încă, dar urmează. Deci eu urmează, știu că se întâmplă un fenomen interesant la Cerbăl, acum, dar despre asta vorbim mai încolo. Ce ați făcut în acești 3 ani de zile de când nu ne-am mai văzut în comuna Cerbăl? Deci am reușit să asfaltez toate ulițele sătești din cele 8 sate. Bine, poate exagerez acum, nu chiar toate, mi-au scăpat vreo 2-3 din... V-au scăpat că n-au mai fost 30 bani sau că nu s-a putut pur și acum. Simplu, atunci la început nu credeam că mi se vor aproba proiectele pe care le-am depus. Și am... Le-ați scăpat din proiect. Da, 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 așa. Da. Și ce se va întâmpla cu astea? Acum le-am depus și acestea sunt depuse în cadrul unui alt proiect pe Compania Națională de Investiții. Proiect care este deja aprobat, este pe lista sinteză, se află pe lista sinteză și urmează ca în perioada imediat următoare să fac o hotărâre de Consiliu și să predau amplasamentul pentru a începe lucrările și pe drumurile deci, rămase. Teoretic, din primăvară ar putea să înceapă lucrurile. Nu știu, acum depinde de birocrație, depinde de obținerea avizelor, pentru că, din păcate, după cum știți, la noi în țară merg lucrurile atât de greoi când e vorba de obținerea unor avize de la anumite instituții ale statului. Da, și când le-ai obținut pe alea, îți expiră altele. Exact, din păcate așa e. Dar sunt convins că voi reuși să duc la bun sfârșit și acest proiect de asfaltare a tuturor drumurilor care, și a ulițelor care au mai rămas și a drumurilor comunale. Am 3 drumuri comunale care leagă drumul județean de 3 sate, și anume satul Ulmi, Arăneș și Merișorul de Munte. Pe lângă acestea, deci pe lângă acest proiect pe care l-am depus pe Cenin și este aprobat, am depus și un proiect de un centru recreativ pentru persoane vârstnice în statul Poiana Lechițeli. E ceva nou, e ceva... Am ajuns, să vă spun și cum am ajuns la decizia de a face acest proiect. Chiar o mătușă de-a mea din comună, rămasă din păcate fără susținători, mi-a cerut ajutorul să îi găsesc un azil undeva unde să meargă, să fac. Și credeți-mă că am căutat timp de 3 luni de zile și nu am reușit să-i găsesc un loc. O casă din asta care să se ocupe de îngrijirea... de persoanele care nu mai au pe nimeni și nu mai pot să se susține singure. Avea venituri mătușă, nu? Are, da, are, că dar... Știu că regula e ok, te primim, dar pensia rămâne la noi și așa, deci nu era o problemă asta. Nu, asta nu era o problemă. Și n-ați reușit? Nu am reușit.
Și atunci am decis că, deci chiar de așa ceva am avea nevoie în, bun, în comuna noastră, ce... care să deservească atât bătrânii comunei noastre, cât și cei din împrejurimi. Pentru că am observat că sunt foarte căutate aceste centre. Și am decis să fac una din păcate. Să fac în comuna. Din păcate, e trist că bătrânii noștri ajung să apeleze la astfel de servicii. Acum eu știu că dincolo e o practică în străinătate. În momentul în care simți că nu mai poți te duci și stai într-o astfel de locație unde ești îngrijit ca la carte și tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar parcă noi românii suntem, băi, nene, am îmbătrânit, vreau să fiu în continuare lângă familie, lângă nepoți, care, iată, prin 2020, unii dintre noi mai uită de cei bătrâni. Din păcate, asta e realitatea. Da, și urâtă, cruntă și tristă, da. Că nu degeaba se spune că cine n-are bătrân să-și cumpere. Și ce ar trebui să facă, ce ar urma să facă centrul ăsta de vârstnici? Adică, efectiv, să aducă vârstnicii să locuiască acolo? Sau să meargă, nu știu, personalul de acolo să vadă pe la fiecare? Nu, efectiv, vârstnicii să locuiască acolo, să-și ducă ultimele clipe ale vieții în... Am înțeles. Într-un mediu prielnic. Ați început să-l construiți? Nu. Și acest proiect mi-a fost aprobat prin Compania Națională de Investiții și aici urmează ca să predau amplasamentul celor de la companie. Și urmează construcția. Cam câte locuri va avea? Deci din studiul de fezabilitate pe care l-am făcut sunt 80 de locuri. 80 de locuri? Da. Asta înseamnă, nu știu dacă nu, cumva mă înșel, dar cred că nu, peste 100 și ceva de locuri de muncă, cred. Câte locuri de muncă vor fi? Vreo 40. Doar 40? Da. Ar fi suficient personal? Da. Pentru a sincer, eu nu mă pricep, dar din spusele specialiștilor... 40? Da, bun, ok. E 40, e și 40 ceva. Și atunci... Te lași 40 de locuri de muncă la Cerbol? Da, e ceva mai... E ceva. Înțeleg, da. Bun. Ce alte proiecte ați mai făcut acolo sau mai aveți acolo? Sau, deci să vorbim despre, alea finalizate, exact. Care sunt finalizate. Despre care vorbeam acum 3 ani de zile. Da. Atunci erau, tot așa vă spuneam, erau acum 3 ani de zile, cum vă spun acum de acestea. Da. Dar acelea, din fericire, sunt finalizate. Iluminatul public cu tehnologie LED, pe care l-am implementat în întreaga comună. Ați avut un proiect pe GAL, cred că. Nu. Pe PNDL. Acel vestit PNDL. Proiectele au fost diferite, da. Cu iluminatul. Unele pe GAL, altele pe PNDL. Pe GAL, ce am reușit să fac sunt două proiecte. Achiziționarea unui utilaj multifuncțional. E vorba despre o camionetă cu care facem acum dezăpezirea drumurilor comunale. Și un alt proiect... Pe GAL a fost achiziția și dotarea cu echipamente IT a primăriei. Deci acum avem toți angajații primăriei beneficiază de calculatoare noi de ultimă generație, imprimante, Xerox, laptopuri. Mă rog, e nevoie și de asta, că până la urmă, ca să faci administrație, e nevoie și de logistică. Așa e. Am înțeles. Deci ați asfaltat. Ați achiziționat pentru primărie mijloacele necesare desfășurării unei bune activități. Ați făcut iluminatul public. Ce ar mai fi? Apă, canal? Canal nu e necesar, pentru că e o comună de munte. E necesar, dar că nu poate să fie implementat. Exact, din păcate nu e cazul. Nici nu aveți cu cine să vă asociați acolo ca să faceți una de ei și să accesați fonduri. Nu. Dacă ar fi să faceți o lucrare de canal, ar trebui să faceți pe fonduri proprii. E complicat, da. Avem în 4 sate avem apă curentă. Și mai avem celelalte 4 rămase fără apă curentă și acestea sunt acum puse pe un proiect, la fel pe Compania Națională de Investiții, care, din fericire, și acesta este aprobat, dar
Nu știu exact să vă spun cât timp va dura implementarea lui. Nu vor începe efectiv. Deci urmează... Păi urmează pașii cu semnarea contractului, probabil, sau contractul este semnat deja. Contractul este semnat. Da, așa, licitația... Licitație, contestații și alte cele. Da, valoarea lucrării? Este undeva la 20 de miliarde. De lei vechi. Da, deci 2 milioane de lei. Da, nu se înghesuie foarte tare constructorii, cred că, la licitația asta. Așa s-a spus și de proiectele acele finalizate, la fel. Dar... Din fericire au fost... Da, având în vedere că, nu știu, zic unii, că urmează o perioadă de criză, s-ar putea ca, eu știu, unii domn constructori să renunțe numai la lucrările cu foarte mult cașcaval și să se apuce și de astea mai... Eu mai sunt optimist așa. Și sper că... Cu siguranță. Că vor veni și vom reuși să ducem la bun sfârșit proiectele care dorim să le implementăm în comuna noastră. Am înțeles. Vă rog. Și de, cum vă spuneam, pentru a atinge acel obiectiv ca comuna noastră să devină cunoscută din punct de vedere turistic, pentru că avem o zonă minunată, mirifică, cu priveliște deosebită, cu tradiții, cu obiceiuri, era chiar necesar ca prima dată să facem drumurile pentru a putea ajunge în comună. Da, stați un pic, apropo de drumuri și de toate astea, îmi duc aminte de o poveste. Futul cu Ghim nu este o emisiune liniară, trecem de la una la alta, pentru că așa le menținem interesul crescut celor care se uită la noi. Eu știu că acum la alegerile locale s-a întâmplat acolo, nu locale, parlamentare, s-a întâmplat acolo o chestie interesantă. Ați avut un procent de prezență la vot de cât? 100, nu știu cât la sută? 120%. 120% și că a trebuit să mergeți după niște buletine de vot în municipiul Hunedoara, că nu v-a mai ajuns buletinele de vot. Cum? Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Că au existat speculații conform cărora asta a fost mânăria lui Costa de la Cerbăl, a vrut să dea bine. Care e povestea de fapt? Deci acest fenomen se întâmplă la fiecare proces electoral în comuna Cerbăl, pentru că... Și la locale a fost așa? Nu, mă refer acum la alegerile parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Mm-hmm. Acest lucru s-a întâmplat și în 2016 și în 2008, nu mai știu exact când a fost... Pentru că cei care vin și votează acolo pe liste suplimentare sunt acele persoane care de fapt locuiesc în Hunedoara, în Deva, în împrejurim, dar au case în comuna Cerbăl, au părinții, au bunicii, au terenuri și sunt direct interesați de dezvoltarea comunei, de ceea ce se întâmplă în comuna Cerbăl. Și acum, după cum știți și dumneavoastră, un primar, un om politic pentru a reuși să-și implementeze anumite proiecte, să poată să meargă la București pentru a cere celor de la București susținere pentru proiectele din comuna respectivă, din UAT-ul respectiv, are nevoie de susținere, în primul rând de susținerea oamenilor din zona respectivă. Pentru că ei sunt cei care dau putere și pentru a... Eu știu că sunt foarte multe persoane care în ultima vreme au început să cumpere teren în comuna Cerbăl și că dacă acest lucru nu se întâmpla cu câțiva ani, acum cererea este destul de mare și prețul e încă unul bunicel. Încă unul bun. Pentru că pot să vă spun eu că cred că va crește. Prețul terenurilor a crescut în ultimii 3 ani de zile chiar cu 200%. Da. Oricum e destul de jos în momentul dacă ăsta. Dacă acum 3 ani de zile un metru pătrat de teren costa undeva la poate 10 euro cenți, acum se 10 euro cenți. Acum se vinde cu 2 euro, 3 euro chiar, metru pătrat. Deci de la 10 euro cenți ai ajuns la 2-3 euro. Dar de ce creșterea asta? Ce s-a întâmplat acolo?
au găsit izvoare de apă termală, comoara lui Decebal, ce s-a întâmplat acolo? Nu, eu o pun pe seama dezvoltării infrastructurii. Așa. Și oamenii au reușit să ajungă și au descoperit frumusețea și bogăția Ținutului Pădurenilor și a Comunei Cerbăl. Am înțeles că sunt oameni care doresc să-și cumpere acolo locuri sau case chiar vechi pe care unii dintre ei le recondiționează, adică nu se apucă să facă cine știe ce vile, ce chestii somptuoase, ci efectiv recondiționează acea casă bătrânească din lemn sau din ce-o fi fost ea. Exact. Și vin și stau acolo, așa e? Exact, așa e. Chiar în ultima săptămână au fost 12 persoane, s-au făcut 12 contracte de vânzare-cumpărare cu terenuri de pe raza Comunei Cerbăl. Sunt foarte deci, interesați timișoreni. 12 vânzări. Da. Timișorenii și arădenii sunt foarte interesați de zona noastră. Serios? Au achiziționat terenul și urmează ca din primăvară să le elibereze autorizația de construcție pentru a-și face căbănuțe. Am înțeles. Și, bineînțeles, o să fie, aceste persoane sunt, caută un loc de vacanță, un loc de... Oază de liniște. Exact, oază de liniște. Bun, da, dacă stăm să ne gândim bine, oamenii aceia care vin și cumpără acolo, poate vor să-și facă pensiune agroturistice, poate, cine știe, aduc o poată de culoare în turismul local de acolo, din Ținutul Pădurenilor. De exemplu, nu știu, eu dacă aș vrea să investesc într-o chestie de asta, aș recondiționa o căsuță din asta, aș lărgi-o puțin, aș cumpăra poate niște ATV-uri, că se pretează zona oricum pe acolo, am zis că sunt și niște circuite de off-road. Da, da. Nu știu, l-aș duce pe turist să vadă vaca, să mănânce o ceapă în Ozlanină. Exact, deci e acel turist rural care cu siguranță o să... și prinde foarte, foarte bine în ultima perioadă. Și ne bazăm pe acest lucru, că noi chiar avem ce să le arătăm celor care o să ne viziteze. M-am uitat pe profilul nostru de Facebook, așa fac de fiecare dată când vine cât un invitat dacă are Facebook, și am luat câteva fotografii de acolo. Dacă regia este pregătită, aș vrea să le vedem pe rând și să ne explicați ce e, că eu nu știu ce sunt alea, ia să vedem. Ce avem aici? Da, deci aici e vorba despre drumul județean DJ 687, care a început lucrarea pe acest drum în 2020, cu câteva luni chiar înainte de alegerile locale. Uh-huh. Și acum este finalizat în proporție de 60%. Asta e? Da. E finalizat în proporție de 60%. Nu dau seama din fotografie, e cu două benzi, nu? Da, e cu două benzi. Așa. Da. Da, urmează Rigola, urmează al doilea strat. La cine e acolo, noastră? Da, ați vrut să puneți o lopată de asfalt? Nu, eram alături de muncitori acolo. Și... Aha. Da, și aici e vorba de același. Același drum? Da. Aici țin să mulțumesc Consiliul Județean pentru sprijinul pe care mi l-a acordat. Pentru că, și întotdeauna eu mulțumesc celor care mă ajută, indiferent de culoarea politică. Nu, eu sunt puțin nu mă pot numi politician, doar un începător politician. Eu sunt puțin mai atipic, așa, pentru că am un respect deosebit pentru toți oamenii din sfera politicului, adică de toate partidele politice. Toate partidele politice au oameni și buni și mai puțin buni. În timp ce noastră vorbiți, fotografiile rulează pe ecran. Asta este drumul județean, nu? Exact, așa arăta înainte. Așa arăta înainte? Da, da. Nu știu dacă avem și cum arată acum. Asta e? Aici e un alt drum. E vorba de un alt drum. Așa, continuăm cu fotografiile. Da, într-adevăr, asfalt în vârful dealului. Asta nu e un lucru rău. Deci am reușit în cei 4 ani de zile să asfaltez 20 de kilometri.
total de drumuri. Drumuri comunale, ulițele Sătești. Bine, și aici se adaugă și drumul județean, care s-a făcut, bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Județean. Păi acum, s-a făcut cu sprijinul lui, da? Și dacă trece pe teritoriul comunei dumneavoastră, e binevenit, da, nu? Da, bineînțeles. Și sunt, sunt bucuros pentru că cei de la, din Consiliul Județean au înțeles că comuna Cerbăl merită din partea lor atenție și sunt convins că în continuare se va întâmpla la fel. Bun, domnule Costa, la capitolul proiecte pentru următorii 4 ani, nu știu exact câte minute mai avem, dar voi afla imediat, am văzut, mi-ați arătat, de fapt, înainte de emisiune, niște imagini pe care le-am descărcat și dacă putem să vedem clipul acela, nu știu, e lung? Iată-le. Da, deci aici este atracția turistică care se va regăsi în următoarea perioadă și în, în comuna Cerbăl. Bun, asta deci, nu știu exact de unde sunt. E, aici este, sunt imagine dintr-o comună din Harghita, uh-huh, unde se, se află, uitați, această pistă de, de bob, da, construită din, din un schelet metalic pe care se rulează bobul cu, acel bob are roți de cauciuc și merge pe acel traseu. E ca un fel de montanie rus, nu? Exact, exact. Și m-am gândit să ies din, din tiparul, din acel tipar al, al primarilor de comună care asfaltează, pun luminițe. Vreau să fac ceva mai deosebit și sunt convins că voi reuși. Și dacă voi reuși să fac, să implementez acest proiect, sunt convins că atunci chiar vom deveni o comună cu un potențial turistic. Asta ar putea deveni o atracție turistică, mai ales că zona noastră, fiind zona de deal de acolo, deal, nu? Da, da. Se pretează la o chestie de, chiar de munte, genul acesta. Pentru că unde, locația pe care am ales-o... Da, ați fost aici unde vedem noi imagini? Da, eu da, fost. Da. Și cum sunt boburi separate, adică cât un corp de... Exact, da, da. Aha, da. Pentru două persoane. Pentru două persoane și depinde de lungimea traseului. În funcție de lungimea traseului e și numărul de, de boburi care se pot pune pe... Mulțumesc că trebuie să existe un timp între ele structură. Și... Da, bun, mulțumesc, regia, pentru imagini. Deci asta ați vrea dumneavoastră să faceți... Deci aceasta e cireașa de pe tort. La Cerbăl. E cireașa de pe tort pe care... Ați scris proiectul sau acum îl scrieți? Acum îl scriem. Acum îl scrieți. Vi-l am prezentat în premieră, să spun așa. Am înțeles. Deci primarul de la Cerbăl, stimați telespectatori, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ar dori să facă, o idee interesantă, în comuna Cerbăl, o pistă de bob, zic bine? Da, exact. O pistă de bob? Care poate fi folosită tot timpul anului. Deci nu mai iarna, mai și iarna, trage curent. Te îmbraci, da, te îmbraci și spui ochelari, exact, și toate alea. Și după ce ieși de acolo, o să creăm un, un centru unde poți bea un, o țuică fiartă, un vin fiert. Așa, specific pădurenilor. Specifică zonei. Da, exact. Spuneți-mi, câte piste din astea mai sunt în țară, dacă știți cumva? E una singură. Una singură în toată țara. E una țară. Singură, cea din Harghita. Și aia a fost făcută pe investiție privată? Sau? E investiție privată aceea. Am înțeles. Eu vreau să fac o investiție, să spun așa, publică, dar o să se ocupe o societate a Consiliului Local. O să creăm o societate în cadrul Consiliului Local care va gestiona această A, deci nu faceți investiție. Pârția, aduceți banii și, nu știu, o dați la un agent economic. Nu, faceți dumneavoastră acolo în cadrul Consiliului da, Local. Pentru că știți că eu provin din mediul privat. Înainte da. De a fi primar, mă ocupam de mai multe business-uri. Și acest fapt m-a determinat ca și în administrația publică să încerc să ne creăm noi, să avem veniturile noastre proprii, să nu mai depindem
cum depindem în momentul actual de ceea ce primim de la guvern, de la Consiliul Județean. Adică să nu mai stăm la mila nimănui și să ne creăm noi propriile noastre resurse de a supraviețui și de a merge înainte. Vă plac sporturile astea extreme care dau adrenalină? Da. Vedeți, e încă o dovadă faptului că în fotoliu cu ghimnul vorbim de dinainte, primarul habar n-are ce-l întreb eu. Știu că, din nefericire, e un subiect mai delicat, vreau să văd dacă vă ating coarda sensibilă. Știu că, din nefericire și din fericire, acum sunteți bine, ați avut un accident de curând cu ATV-ul. Eu am rămas șocat când am auzit și nu venea să cred. Mărturisesc că m-am rugat pentru noastră. Vă mulțumesc! Iată, sunteți bine, nu vă întreb ce s-a întâmplat, că n-are rost să vă spun, s-a întâmplat un accident. Ce le spuneți iubitorilor de plimbări cu ATV-ul, de... Grijă mare, pentru că viața este, îți poți pierde viața atât de simplu și de ușor, trebuie să fim foarte atenți la... A fost vina noastră sau pur și simplu s-a întâmplat? Pur și simplu s-a întâmplat. Deci, v-ați răsturnat cu el? Nici nu pot explica, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și... Așadar, grijă mare pentru că e o vorbă, dacă tu n-ai grijă de tine, n-are nimeni. Absolut. Până la urmă. E bine că sunteți sănătos și că sunteți aici împreună cu noi. Ce mai urmează pentru Comuna Cerbol? Maxim 10 minute de emisiune, cred că mai avem. Păi... Era povestea aia, văd că nu mi-a spus nimic și nu știu de ce, cu Festivalul Plăcintelor Pădurănești. Anul ăsta nu s-a mai ținut. Nu am ajuns, încă chiar vreau să vă spun și despre acest festival, pentru că eu am simțit că cu acest festival... am devenit foarte vizibili. Gândiți-vă că la acel festival au fost undeva la 5.000 de persoane, au trecut, să spun așa, pragul comunei noastre și de atunci foarte multă lume care a fost prezentă a început să mă contacteze și să mă întrebe când urmează ediția a doua, pentru că au fost foarte impresionați de zona noastră și de obiceiurile pe care atunci le-am arătat celor prezenți acolo. Anul ăsta nu ați mai putut să-l organizați din cauza pandemiei. Din păcate, din cauza situației. Nu știm ce va fi la anul. Nu știm. Sperăm că va fi bine și atunci o să... încercăm ca toate minusurile care le-am avut la prima ediție să nu se mai regăsească acum la cea de-a doua și vom face lucrurile vom fi mult mai bine pregătiți și vom face o figură frumoasă cu cea ce de-a doua. Ce înseamnă minusuri? Ce minusuri? Păi nu ne așteptam la o prezență atât de mare și noi ne-am pregătit n-au ajuns pentru... plăcintele. N-au fost suficiente plăcintele. La un moment dat, după 3 ore, plăcintele s-au terminat. Noi am făcut 2000 de plăcinte, așteptându-ne la 2000 de oameni. Am gândit, o să vină 1500-2000 de oameni și fiecare o să poată să neguste plăcinte, pentru că plăcintele au fost din partea organizatorilor. Da. Venind 5000, vă dați seama că plăcintele s-au terminat, s-au epuizat. Și... Nu le-ați dat jumătate de plăcinte, le-ați dat câte una întreagă. Da. Am înțeles. Păi și nu mai erau între timp gospodine care să pregătească? Nu, păi nu mai, că era, deci era imposibil să mai pregătești în momentul. Ce credeți că le-a plăcut cel mai mult vizitatorilor care au fost la Festivalul Plăcintelor Pădurănești? Prima dată, în primul rând, gustul plăcintelor. Așa. Iar apoi au fost impresionați că de priveliștea de zonă, de faptul că în zona noastră acolo, mai ales în Poiana Rechițelii, unde a fost festivalul, încă se mai păstrează autenticitatea aceea a locului, Spuneți-mi, ce-i cu Poiana asta? Ruralului încă.
Ce-i cu poiana asta a Răchițelii pentru Ținutul Pădurenilor? Ce reprezintă ea? Reprezintă ceva anume? Sau e pur și simplu un loc mai la îndemână? E un sat, e cel mai îndepărtat sat, să spun așa, de față de Hunedoara din comuna Cerbăl. Deci se află, e cel mai îndepărtat sat al comunei. Se află la 38 de kilometri de Hunedoara. De municipiul Hunedoara. Da. Și e și cel mai populat. E și cel mai populat sat al comunei. Deci mai populat decât Cerbălul Sila. Da. Deci în Poiana Răchițelii încă locuiesc undeva la 120 de persoane. Și să vă spun, acolo în Poiana Răchițelii s-a mutat chiar de un an de zile o familie din București. Deci și-au cumpărat casă și s-au mutat definitiv în Poiana Răchițelii. De ce? Deci așa au avut chef. Așa au vrut, așa au simțit că acolo e locul lor. Și mă bucur. Ce? Din ce trăiesc? Din agricultură? Nu, au venituri, au pensie, ceva de genul. Își fac aprovizionarea oamenii și s-au retras la liniștiți. La liniște acolo, în liniște. Da. Și sunt convins că o să urmeze mulți, mulți alții. Au, știți ce? Da. Vreau să vă mai spun ce vreau să fac în perioada imediat următoare, având în vedere faptul că noi am finalizat programul de cadastrare gratuită a întregii comune, avem foarte multe terenuri ale primăriei pe care am dori acum să le parcelăm și să le oferim celor interesați, nu neapărat a tineri, a celor interesați să vină în comuna Cerbăl și să-și construiască o casă, o cabană. Oferiți cu titlu gratuit? Cu titlu gratuit. Deci, da. Dar există temei legal pe chestia asta? Da, se poate? Bineînțeles, da, există. Ca să nu fiți acuzat pe urmă că... Doamne ferește. Da, e o formă de a încerca... N-aș putea să fac ceva ce nu... Păi nu, dar întotdeauna se va găsi câte unul. Care să zic? Bine, acum gura lumii n-o poți. Ideea este că asta este o încercare de repopulare a satului românesc. Asta vreau să fac în perioada imediat următoare și sper că voi reuși. Cam de cât teren dispuneți? Și teren care aparține primăriei, avem undeva la 2000 de hectare. Asta e mult sau e puțin? E mult. Da, și e mult. Bun, acum depinde, trebuie să vedem că durează parcelarea, transformarea, că trecerea din extravilan intravilan. Așa sunt, sunt mai multe etape pe care trebuie să le parcurgem, dar ca idee asta e... E bine de știut, așa, dar iarăși e un proiect de suflet pentru... Indiferent dacă sunt tineri sau nu, ei... Da. Păi, stimați telespectatori, de unde v-ați... Oriunde v-ați afla în țara asta, dacă, iată... Îi invit cu drag să vină și luați legătura cu cei de la primăria Cerbăl, s-ar putea să obțineți un loc de casă gratuit. Da. În teren gratuit. Gratuit. Acum, nu vă imaginați că Cerbălul e, nu știu, chiar la Cucuieți, în deal și mai departe. Deci înțeleg că din municipiul Hunedoara... Din municipiul Hunedoara până în Cerbăl, la unde e primăria, faci 20 de minute, iar până în cel mai îndepărtat sat, despre care vorbeam, Poiana Răchițelii, faci 35 de minute. Deci din Hunedoara până acolo. Drumul este asfaltat în totalitate. Deci e foarte aproape până la urmă. Da. Asta e. O să trec pe la noastră, pe la primărie, să vedem cu tare. Grubeam acum. Da. Sunteți bineveniți. V-am spus, m-aș bucura enorm ca populația comunei să crească, să vină oamenii în comuna noastră. Cum aveți structura Consiliului Local? Și la noastră, acolo, la Pădureni, în deal, ca să spun așa, există orgolii politice și chestii de genul acesta? Sau, dimpotrivă, stați o mână de oameni care stăți uniți? Da, suntem uniți, da. Așa a fost și în mandatul trecut. Cred că a fost unicul Consiliul Local din județ care a trecut toate proiectele cu unanimitate de voturi. Și sper că va fi la fel. Indiferent de culoarea politică, nu a fost cu abțineri, cu... No.
chestie de genul ăsta. Sediul primăriei v-ați apucat să-l renovați? E renovat. L-ați renovat acum. Momii să vă spun și de asta, da. El l-a renovat în totalitate, și interior și exterior. Dar spuneți-mi, domnule primar, școlile, cum stați cu școlile și cu astea? Noi, din păcate, școală nu mai avem pe raza comună. Deci nu mai este. Deci mai avem școală renovată, avem școală renovată, tot, dar nu mai avem copii. Nu mai avem copii. Și nici licee, nici din ăștia? Nu, nu avem. Am înțeles. Și nu transportul avem. De la Cerbăl, există un mijloc de transport public sau ceva de genul ăsta? Avem e bine ca lumea să știe. Avem un microbuz al primăriei care coboară de două ori pe săptămână și duce locuitorii comunei pentru a-și face aprovizionarea de la Hunedoara. Da, n-ați reușit să vorbiți cu cei de la Consiliul Județean să liciteze un traseu? Să zicem o cursă dimineața, una după masa? Dar nu e necesar. Nu? Nu e necesar. Au oamenii mașini și... Majoritatea au mașini și iar cei care, v-am spus, cei care nu dispun de un auto propriu, folosesc microbuzul primăriei de două ori pe săptămână. Care ar fi argumentul pentru care cei care se uită la noi în acest moment sau de care cei care se uită la noi în acest moment ar trebui să țină cont pentru a vă vizita comuna? Iată, sunt mulți din țară care vin la Hunedoara, la Castelul Corvinilor, da? Da. Foarte mulți. Primarul Bobăuțanu a reușit să facă din Castelul Corvinilor un obiectiv de interes nu național, ci internațional, de-a dreptul. Sunteți la 30 de minute de municipiul Hunedoara, de ce ar trebui să vină oamenii și la noastră în comună? Pentru că după ce vizitează castelul de la Hunedoara, care într-adevăr este cel mai important obiectiv turistic din zona și poate chiar din țară, oamenii, dacă ajung la noi și în perioada imediat următoare o să-și găsească cu siguranță și locuri de cazare, pentru că vor apărea multe case și multe pensiuni în perioada următoare, acolo și-ar găsi liniștea. Deci pentru cei care caută locuri liniștite, cu priveliști interesante, cu priveliști panoramice chiar, nu? Pentru că se vede... Și acei iubitori de turism rural, pentru că doar la noi în Ținutul Pădurenilor încă se mai păstrează acea autenticitate a satului românesc. Știți ce vreau să vă mai întreb? Au dat o lege, parcă acum pot să-ți înființezi în cadrul gospodăriei, nu știu dacă știați, o chestie, un punct de luat masa. Un punct turistic de luat masa. Dacă nu știați, după emisiune mergeți și vă documentați. Chiar vă rog să... În care poți oferi turistului, perfect legal, o masă cu produse, adică vine unul în comună Cerbăl, domnule, aveți punct din asta turistic de luat masa? Nu avem. Sau avem, mergeți la familia cu tare. Omul ce face? Oferă, face un meniu cu zlăninuță, cu ce are el acolo, cu ciorbă de nu știu ce, cu plăcinta pădurenească în mijlocul mesei. Bucătăria tradițională. Bucătăria tradițională și cere un preț, cum e la meniu zilei, la ce se mai... Și astfel turiștii pot degusta din bunătățile tradiționale, iar cel de acolo are posibilitatea să își vândă produsele. Da, un lucru foarte interesant. Ar fi interesant. Și bineînțeles că o să apelez la specialiști. Cu siguranță s-ar găsi o familie sau două care să facă lucrul mai ăsta. Multe, deci chiar mai multe. Și chiar am descoperit că oamenii chiar au interes de a face acest lucru, de a oferi astfel de servicii celor care o să vină în zonă. La urma urmei, acolo v-am spus, majoritatea sunt pensionari, sunt foști mineri, pentru că înainte existau mai multe mine în Ținutul Pădurenilor și astfel vor putea să-și rotunjească veniturile, să spun așa. Bineînțeles, poate că vor descoperi chiar o chiar din m-aș asta. Bucura ca copiii nepoților să revină acolo și să se ocupe de turism și de a oferi astfel de servicii de cazare și de alimentație publică pentru turiști. Domnule Costa, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final.
ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până în acest moment și de ce nu pădurenilor, la cameră, vă rog, din fața noastră? Da, vreau să mulțumesc pădurenilor pentru toată încrederea care au avut-o în mine și vreau să-i asigur de tot sprijinul meu pentru a duce la în bun sfârșit acest proiect de promovare a Ținutului Pădurenilor. Doamne ajută, domnule Costa, dacă faceți bobul ăla, mă prindeți de client. Și vă doresc să reușiți să-l faceți. Stimați telespectatori, Mircea Claudiu Costa, primarul Comunei Cerbăl din Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara, a fost invitatul nostru la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simonu și am răgușit astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!